Devenită zonă de referință pentru întâlnirea tinerilor din municipiu și nu numai la arenele Traian, în dimineața zilei de miercuri 19 iulie a avut loc festivitatea de premiere a cuplurilor la împlinirea a 50 de ani de căsnicie. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați rezistat 50 de ani împreună. Din păcate, tinerii din ziua de astăzi tot mai puțini sunt cei care acceptă să facă compromisuri, pentru că o căsnicie durabilă presupune și să faci multe compromisuri. De aceea vă felicit din suflet. Eu personal vă urmez exemplu și îmi doresc foarte mult să ne vedem încă o dată, mă repet, cu bine și să vă bucurați de viață, pentru că fiecare vârstă are frumusețele ei. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea acordă o diplomă, face o poză pe care o veți primi gratuit și un premiu de 1000 de lei să mergeți împreună cu soția să-i faceți un șpriț sau să faceți altceva cu ei. Încă o dată la mulți ani! Cuplurile care au sărbătorit nunta de aur au primit diplome de fidelitate care marchează acest moment important din viața lor, însoțite de câte un premiu în valoare de 1000 de lei și buchete de flori. O zi foarte importantă, că nu toți au ocazia ca să ajungă această vârstă. Suntem fericiți, suntem bucuroși că suntem împreună. Există un secret să rezistați atâta, fără să vă certați? Sunt trecătoare. În viață trebuie să lase unul de la altul, să comunice, să iubească, să respecte. Cea mai importantă zi din viața noastră, în primul rând ne bucurăm că am ajuns la vârsta asta și avem copii și nepoți și ne bucurăm de tot ce e mai frumos. Nu ne așteptam și va bucuria să fie atât de mare. La final, primarul Mircea Gutău a ciocnit o cupă de șampanie cu toți cei prezenți la Nunta de Aur, festivitate organizată de Primăria Râmnicului din anul 1999. De la debut și până în prezent, 1615 perechi de râmniceni au fost aniversate cu ocazia împlinirii unei jumătăți de secol de conviețuire, aceasta fiind una dintre cele mai longevive tradiții de la nivelul administrației municipale.